Suspiciune de îmbolnăvire cu coronavirus la Râmnicu Sărat. Un pacient din comuna Bălăceanu s-a prezentat la spitalul municipal cu simptome specifice bolii. Potrivit autorităților din Râmnicu Sărat, bărbatul a fost anterior în București la aeroport pentru a aduce pe cineva acasă. Pacientului s-au prelevat probe, iar medicii așteaptă rezultatul acestora. Este vorba despre un pacient din Bălăceanu care s-a prezentat ieri la spitalul municipal. Prezintă simptome, nu vine din zona afectată, dar a fost la aeroport să aducă pe cineva acasă. Deci la momentul acesta, cum spuneam, s-au prelevat probe și după amiază vom ști care este rezultatul lor. Pacientul este internat la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat în unul dintre containerele amplasate special pentru suspiciunile de îmbolnăvire cu noul virus. În prezent este ținut într-unul din cele două containere pe care le-am pus la dispoziție spitalului și unde se face trierea pacienților care prezintă simptome. În ultimele zile, în Râmnicu Sărat au existat mai multe alarme false de contaminare. Multe persoane au sunat pentru a-i anunța pe medici că se simt rău și se vor prezenta la spital. Au fost mai multe, să spunem, alarme false, persoane care au sunat și au spus că se vor prezenta la camera de gardă, nu s-au confirmat. Deci la momentul acesta un singur pacient este ținut sub observație. Pentru a limita răspândirea coronavirusului, reprezentanții primăriei fac apel la persoanele care se întorc din țările afectate să se autoizoleze și să anunțe autoritățile. Toți cei care știu că au probleme, că au venit din zone afectate, din străinătate, să se autoizoleze, să nu intre în contact, pentru că astfel expun inclusiv persoanele din familie. Dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, într-o perioadă nu foarte îndepărtată vom fi sub o presiune maximă, spitalul se va confrunta cu zeci, sute poate de cazuri și atunci va fi foarte, foarte greu de intervenit. Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor contagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare sau cu amendă.